Tot vorbește despre aceste locuri la terapie intensivă, le tot numărăm și vedem, așa cum spuneți și dumneavoastră, că de 3 săptămâni, în practic, nu mai este niciun loc în țară. Cât de dificil este să se creeze, practic, un loc la terapie intensivă? Vorbim de lipsa personalului uman, vorbim despre lipsa aparaturii, despre ce vorbim? Nu cred că lipsa aparaturii este în acest moment o problemă, cel puțin la nivel de asistență în terapie intensivă. Din fericire, ultimul an a însemnat dotare importantă pe zona de terapie intensivă și asta resimțim, cel puțin la Marius Nasta. Dar nu ajunge. Avem nevoie de personal mult mai mult pentru zona de terapie decât pentru cealaltă zonă și mai există o problemă care începe să devină prezentă și, aș putea spune, extrem de necesară: pacientul cu sindrome post-COVID, care depășește perioada critică din zona COVID, inclusiv în terapie intensivă COVID, și pe care noi îl mutăm în terapie intensivă non-COVID. În acest moment, patrule din terapie intensivă non-COVID, cu excepția a 2 pacienți, sunt ocupate în totalitate de pacienți post-COVID, pacienți care o parte sunt ventilați non-invaziv, dar o parte sunt intubați, pacienți cu evoluții extrem de severe, chiar dacă, statistic vorbind, ei au ieșit și nu mai sunt pacienți COVID. Însă impactul acestei afecțiuni se pune pentru o parte din pacienți și pe perioada de după, perioada de contagiune.